ce putem să începem întâlnirea de astăzi. La care au fost invitați să participe la întâlnirea noastră următorii. Domnul Daniel Zodian, antrenor judo și powerlifting, clubul sportiv Bronx Powerlifting Bacău. Domnul Romin Botezatu, directorul serviciului public județean pentru promovarea turismului. Doamna Daniela Țățaru, director general, Direcția Generală de Aspect Solidar și Protecția Copilului Bacău. Doamna Alexandra Scorțanu, director de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. Domnul Adrian Gabor, director la Centrul Educației Inclusiv în Modul Bacău. Domnul Adrian Ostat, director la Școala Gimnazială Maria Montessori Bacău. Domnul Tedia Constantin Axente, director la Centrul de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești. Doamna Alina Maria Grozescu, director Școala Gimnazială numărul 7 Bocna. Doamna Carmen Mihalache, manager la Revista de Cultură Ateneu Bacău. Domnul Adrian Jicu, managerul Bibliotecii Județene Studza Bacău. Doamna Mariana Popa, manager Complexul Muzeal Iuliana Tănescu Bacău. Doamna Gabriela Rău, manager Complexul Științei Naturii în Borcea Bacău. Doamna Natasha Crișmaru, director executiv la Direcția Județeană de Evidența Națională a Persoanelor Bacău. Domnul Ioan Bejan, director general la Compania Regională de Apă Bacău și doamna Nina Chiper, director general adjunct la Compania Regională de Apă Bacău. Dacă facem un pic de liniște, ar fi foarte, foarte bine. Avem copii. Ce exemplu dăm copiilor? Uitați, ce cuminți sunt copiii. Ce frumos ne ascultă. Doamna Adriana Ivașciuc, director economic la SECE Compania Regională de Apă Bacău. Doamna Alenuța Ardeneanu, director Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău. Domnul Vasile Opișan, chestor, inspector șef, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău. Domnii și doamnele directori și directorii executivi adjunți ai directorului aparatului de specialitate și reprezentanții mass media. Pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din 23.11. Doi, informare privind situația economico-financiară a Companiei Regională de Apă Bacău, ISA, trecut, prezent și viitor. 3. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite obținute la nivel național și internațional de sportivi din secțiile de judo și de powerlifting ale clubului sportiv Bronx Powerlifting Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul de scaunul pe curtea de schine Mira din Slănic, Moldova, în sezonul 2017-2018. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2017. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție la unei instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 139 din 2014 privind aprobarea cofinanțării proiectului asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Bacău în perioada 2014-2020. 10. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 150,5 metri pătrați și a unui drept de servitute de trecere subterană asupra terenului în suprafață de 150,5 metri pătrați din zona drumului județean DJ241C, localitatea Mulosu, comuna Lipova, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri în favoarea societății Delgas Grid SA. 11. Proiect de hotărâre prin modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean 48 de anul acesta privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului
reabilitare și modernizare a DG 123 din mitul județ Harghita, Valea Uzului, Dărmănești, DN12A, sector de drum de la kilometru 44,8 până la 51,1 pe o lungime de 6,3 km. În cadrul programului național de dezvoltare locală. 12 proiecte de hotărâre privind modificarea inventarului bunului la parțământ domeniul public al județului Bacău. 13 proiecte de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economice aferenți lucrărilor de desființare construcție laborator situat în curtea Observatorului Astronomic Victor Anestil din strada Ionghelu de Sternica numărul municipiul Bacău, aflată în administrarea Complexului Muzeal de Științe Naturii Ogorce. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării a unui imobil cu suprafața de 53 de pătrați, având numărul cadastral 62040, situat în curtea Observatorului Astronomic din strada cu aceeași Ion Ghelu de Stelnica, numărul 8, municipiul Bacău, aflat în administrarea Complexului Muzeal de Științe Naturii Ogorcea. 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2014-2019 pe unele trasee județene. 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru SECOM Cibo Trans-SRL în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane. 17. Informare privind eficiența serviciului polițienesc în asigurarea climatului de siguranță publică în primele 9 luni ale anului 2017 și realizarea indicatorului de performanță minimal recomandați în planul strategic pentru acest an. La punctul diverse, 18 s-a propus după publicarea ordinii de zi în ziarul Deșteptarea, vă rog să dați telefonul pe mod silence, următoarele materiale, 18.1, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii 54 din 18 aprilie 2016, privind intrarea în domeniul public al județului Bacău unor bunuri realizate prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, 18.2, proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil situat în municipiul Bacău, strada Hericoandă, numărul 17, aflat în domeniul public al județului Bacău, din administrarea Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 1, în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale Maria Montessori Bacău. 18.3, proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări numărul 24, din 13 decembrie 2016, încheiat între Serviciul Public Județean de Drumuri și Asocierea Sece Phoenix Transbac SRL cu Sece Ecomari SRL în favoarea județului. Vă propun pentru operativitate punctul 3 să devină punctul 2 al ordinii de zi, e vorba de acordarea premiilor pentru performanțe copiilor și după aceea să trecem la 3. Informarea privind situația economico-financiară a companiei regionale de apă și punctul 9 legat tot de compania regională de apă după punctul 3. Deci punctul 9 o să devină punctul 4. După aceea. Dacă sunteți de acord cu această modificare a ordinei, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abține. Imediat. Aș vrea ca, înainte de a-i da cuvântul, în numele dumneavoastră să-i urăm singurului sărbătorit dintre noi luna aceasta, doamnei Floarea Ivanov. La mulți ani, doamne! Vă rog, aveți cuvântul. Da, vreau să fac și o propunere vis-a-vis de ordinea de zi și anume punctul 14, proiectul de privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, cu punctul 13 și încă, având în vedere că întâi ar trebui să aducă trecerea în domeniul privat și după aceea s-a făcut obligatorie de punctul de
Da. Da, haideți să vedem, sigur, nu am nimic, să vedem punctul de vedere. Am zis că s-a discutat și în juridic. Doamna... Da, doamna consilier, s-a pus în discuție ieri când s-a luat la mapă verificarea. Într-adevăr, în primul rând, la punctul 13, hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice. În primul rând, a trebuit sau trebuie să aprobăm un studiu de fezabilitate, să vedem dacă acel imobil, este vorba de mult și același imobil, dacă acel imobil se cadrează în, ca și proiect, ca el să fie casat sau demolat, după care, după ce aprobăm punctul 13, cu indicatorii, și dacă acesta va fi aprobat, aprobăm ulterior casarea. Sub această formă au fost ele puse. Deci, prin punctul 13, aprobăm indicatorii privind casarea, iar ulterior, dacă indicatorii sunt aprobați, ulterior vom aproba casarea sau demolarea acestuia. Am înțeles, este punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc, asta a fost logica. Da, e regulă, da, doamna Ivanovi? Eu okay. Am întrebat despre punctul de vedere. Da. El mențin și la mine. Mulțumesc. Dăm cuvântul doamnei secretar pentru a prezenta primul punct al ordinii de zi. Potrivit articolului 42 alinea 5, corporată dispozițiile articolului 98 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, la începutul fiecărei ședințe, secretarul județului supune spre vot procesul verbal de aprobare a ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile legale menționate, supune spre aprobare procesul verbal din ședința din 30 octombrie 2017. Da, mulțumesc. Dacă sunt observații, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere, împotrivă, nu sunt. Deci, la punctul 2, cel referitor, după aprobarea ordinii de zi, cel referitor la instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite, obținute la nivel național și internațional de sportivii noștri, de la secțiile de judo și de powerlifting, ale clubului sportiv Bronx Powerlifting Bacău. Da, avem un filmuleț acolo pus de cei de la powerlifting, cu imagini de la competiții. Se pare că premiile acordate anul trecut au motivat și iată, se întorc anul acesta și întâi anul cu performanțe deosebite, unde munca, pregătirea, venirea și pasiunea acestor copii și tineri încununate de performanțele pe care le-au obținut anul acesta la atât la competițiile naționale, dar și internaționale, au contribuit la promovarea imaginii și a prestigiului județului nostru. Felicit echipa de antrenori, felicit părinții și copiii care, iată, s-au întors în Bacău și au reprezentat județul nostru, nu numai în țară, ci și la nivel internațional. Permisiunea dumneavoastră am să dau citire listei și a copiilor care au obținut performanțele deosebite în acest an. La turneul internațional Cupa Temeraru în Sibiu, România, Gabriluță Maria la judo, seniori, categoria 52 de kilograme, locul 2, felicitări! Locul 3, la același turneu, Alisa Trenganeș. La turneul de judo din Polonia, locul 3, Maria Zodian. Felicitări, Maria.
la UPA Miatus din Sibiu, România, competiție națională, sunt 4 locuri întâi. La cadeți, categoria 18 kg, Sofia Paic. Să ridice picioare. Să ridice picioare. Carina Munteanu, categoria 23. Categoria 24 de kilograme, Rares Benia. Și la categoria 40 de kilograme, Judo Amalia Paic. Cupa 1 iunie, ce s-a desfășurat la Bacău, locul 1, competiție națională, la categoria 44, Alexandra Armeanu, Judo. La competiția de la Sibiu, locul 3 național, la categoria 70 de kilograme, judo, Mădălina Gabriliță. Și acum la campionatul național de powerlifting de joi, Prahova, România. Avem 2, 4, 5 locuri întâi. La categoria 57 de kilograme, Maria Alina Rotaru. La categoria 52 de kilograme, Ionela Bianca Zodian. La categoria 57 de kilograme, seniori, Maria Diaconescu. La categoria 63 de kilograme, seniori, Daniela Varga. Și la categoria 70 de kilograme, seniori, Alexandra Gabo. Felicitări tuturor, felicitări antrenorilor. Să supunem la vot, conform procedurii, proiectul de hotărâre privind acordarea acestor premii pentru performanțe deosebite obținute la nivel național și internațional de cei prezenți aici, de la Clubul Sportiv Bronx Powerlifting Bacău. Cine este pentru? Mulțumesc! Abținem votul niciuna. Am deosebită plăcere să îmânez în numele Consiliului Județean premiile, o diplomă și pentru cei care au obținut mai multe performanțe vor primi, va fi premiat fiecare sportiv pentru o singură performanță, cea mai valoroasă dintre cele obținute. Am să vin eu la voi. Alexandra Gabo. Thank you.
Pentru că altfel ne primim
cu aceeași propuneri, cu aceeași sportiv bun, e adevărat, sau foarte bun, dar în județ sunt și alți sportivi la fel de buni, dar care nu sunt propuși pentru premiere. De aceea, cred eu că forul superior trebuie să decidă care dintre propunerile în diferite domenii, sport, eu știu, educație, să fie premiate. Pentru că am întâlnit și în anii anteriori aceleași propuneri la anumite performanțe care vin an de an. Au pe cineva, vin în Consiliu și îi premiem. Foarte bine. Dar să fie o ierarhizare. Nu unii de 7 ori și alții niciodată, care sunt la fel de buni. Spun acest lucru pentru că am lucrat împreună cu domnul Florin Moroșan la regulament, la modificarea regulamentului, în așa fel încât să fim cât mai aproape de adevăr în ceea ce privește, eu știu, premierea celor mai buni sportivi și, eu știu, alți elevi, tineri, care obțin rezultate și în alte domenii de activitate. Mă refer, în primul rând, și la învățământ, unde avem elevi de nota 10 și care ar trebui premiați cu aprobarea forurilor superioare. Da, mulțumesc, domnul Mătiș. În urma intervenției dumneavoastră s-a trebuit la această actualizare, a fost necesară, o să fie dezbatere publică în care vă puteți aduce continuare acord cu așa este. Mergem mai departe sau mai e vreo intervenție aici? Da. Domnul Mătiș, vă rog. Aș vrea ca doamna consilieră să se exprime mai clar care e forul superior. Da, mă scuzați. În regulamentul care o să apară, o să aveți, o să vedeți că este scris. De exemplu, în sport nu vine fiecare, eu știu, grupă de sportivi care au obținut rezultate fără să aibă acordul forului coordonator în domeniul respectiv. Direcția de sport, bună oară. Dar acum, neavând regulamentul în față, nu vă pot spune. Dar în regulament o să găsiți și dumneavoastră sunteți cei care vă rugăm să faceți propuneri, pentru că nu înseamnă ceea ce noi am lucrat este perfect. Așteptăm ca dumneavoastră să veniți cu propuneri să îmbunătățim acest regulament. Mulțumesc. Ok, haideți aici, dar nu dezbatem acum regulamentul, s-a înțeles, sunt propuneri, se lucrează la el, se actualizează în momentul în care supunem dezbaterii publicii, e nevoie de intervenția tuturor pentru a-i da forma cât mai bună. Mergem mai departe, punctul 3 la ordinea de zi, informare privind situația economico-financiară a companiei regionale de apă Bacău S.A., trecut, prezent și viitor, îl prezintă... Avem obișnuită intervenția am în față ordinea de zi electronică pe care lipsește punctul numărul 2, care pe ordinea de zi electronică de acolo apare, și o de această informare, da, nu la invitația domnului. Nu știu de ce s-a întâmplat cu acesta, poate să explicați mai mult. Bineînțeles că faptul că domnul Jean este prezent și ne ascultăm cu mare interes informația care ne-a luat să facă. Și o să-l invităm și la ședința organizată de Manifai, care o să vă propunem o dezbatere pe această da. Nu la nici niciun consilier nu are mai multe aici, să știți, nu numai dumneavoastră, nimeni. L-am invitat pe domnul manager, domnul director de companie, împreună cu directorul atunci, să ne prezinte o informare. Sigur. Vă rog, domnul Beja. Domnilor vicepreședinți, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor, Ioan Bejan mă numesc, sunt directorul companiei de apă de circa 9 luni și mă prezint în fața dumneavoastră pentru a vă face o succintă analiză
a situației economico-financiare și a perspectivelor companiei regionale de agrovalori. O voi face, bineînțeles, într-un limbaj sec al cifrelor care vorbesc de la sine. În definitiv, un manager acționează ca un medic. Consultă, pune un diagnostic și oferă o medicație. Ce aș dori să subliniez înainte de toate este faptul că nu privesc compania ca pe o entitate izolată, ci în strânsă interdependență cu comunitatea locală pe care o reprezentați. Până la urmă, dincolo de apă, este orașul, comunitatea sa. Clienții noștri, dar și angajații noștri, sunt membri ai acestei comunități care are un proiect de dezvoltare a cărui componentă importantă sunt. Dar să încep, am structurat prezentarea mea pe trei secțiuni. Una care puțin mai detaliată, care caracterizează starea actuală a companiei și eventualii factori de risc cu care se confruntă aceasta. Cea de-a doua parte conține câteva elemente legate de planul meu de management și, în ultimul rând, cum văd eu viitorul acestei companii. Consumul populației, consumul de apă a populației pe loc viitor, este relativ constant de-a lungul anilor, sub media sectorului. Bun, asta nu înseamnă că, nu știu, populația județului Bacău consumă mai puțin apă. S-ar putea relefa că există unele probleme legate de pierdere de apă, de scurcuri, și posibilă și posibil faptul că nu facturăm apa absolut toți clienții. Cantitatea totală de apă uzată, calitatea de la populație pe locuitor, la fel, este sub media sectorului, cu o ușoară diferență de scădere. Riscul de avarii, cu lucrul ăsta, probabil este simțit de către fiecare locuitor al județului și municipiului, Bacău, este în creștere. În județ, anual, au loc circa 800 de avarii, ceea ce a revenit cam două avarii pe zi. Și, de regulă, o avarie majoră pe săptămână. Însă, tendința este de creștere. Lucrurile le faci cu, dacă virgulă, comparăm aceasta cu ceea ce se întâmplă în sectorul apei, unde tot la fel numărul de avarii trebuie să crească și se situează peste media sectorului. O posibilă cauză, probabil să aștepți ceva, îmi pare rău, o posibilă cauză o reprezintă vechimea rețelelor. Din județ, în general, nu numai din municipiul Bacău, compania administrează aproape 1000 de kilometri de rețea pentru apă și circa 400 pentru canalizare în acest moment. În municipiul Bacău există o rețea de apă de circa 250 de kilometri. Consumul populației, consumul de apă a populației pe locuitor este, la fel, relativ constant de-a lungul anilor, însă se situează tot sub media sectorului. În ultimii trei ani, veniturile au avut o tendință foarte ușor crescătoare. Ritmul de creștere a veniturilor s-a diminuat de peste 10 ori.
Un alt indicator extrem de important să reprezintă apa care nu aduce venituri, așa numitul non-revenue water, care are o tendință de scădere în acest an, posibil și ca urmare, posibil și ca urmare a unor măsuri care au fost luate de acumulat. Tariful mediu la apă pentru populație, sunt sigur că lucrul acesta reprezintă interes pentru dumneavoastră. Aici am comportat comparație este făcută cu județele din Moldova. După cum observați, tariful mediu la apă pentru Bacău este undeva pe medie din Moldova. În ultimii ani, stabilitatea financiară a companiei a scăzut semnificativ. Aveți aici câțiva indicatori. Însă cel mai îngrijorător îl reprezintă acest raport. Este indicatorul la care practic se uită orice finanțator. Și el este extrem de mare, primul, cel mai mare din Moldova. Profitabilitatea, evoluția profitului de-a lungul anilor, după o ușoară creștere de 2014 spre 2015, profitul a scăzut dramatic. Ceea ce face ca, din punctul de vedere al ratei profitului net, operatorul pe care le-a dat rezultată, să se situeze pe ultimul loc între companiile de apă din zona Moldovei. Rentabilitatea personalului pentru activitatea de apă este în scădere accentuată. De fapt, începând cu acest slide, urmează câțiva indicatori care specific specifice resurselor umane. În acest moment, angajații companiei de apă, compania are cel mai mare cost mediu total pe angajat dintre companiile din Moldova. În același timp, procentul costului cu forța de muncă a crescut accentuat, este mult peste media sectorului. Aici vedeți evoluția la 6 luni. Ne închidem cu o ușoară descreștere în acest an, undeva la 62-63%, datorită măsurilor pe care le-am luat de-a lungul anului. În timp, parametrii proștilor companiei au evoluat ca index. Adică ce trebuia să crească a scăzut și invers. Principalele tendințe, ca și concluzii din ceea ce am prezentat până acum, reprezintă, să sunt următoare. Cea mai mare presiune este generată de presiunea salarială, care mănâncă din buget undeva peste 60%. O altă tendință reprezintă preluarea zonelor rurale din județ și continuarea extinderii prin preluarea altor zone rurale, care va pune o presiune suplimentară pe costurile de operare și va trebui să găsim soluții inovative în operarea în zona rurală. Factorii de risc cu care se confruntă compania în acest moment, bineînțeles, creșterea pronunțată a costurilor cu personalul, datorită creșterii salariului minim, scăderea ratei profitului, a lichidității, a indiciului de acoperire a costurilor de exploatare, nivelul relativ ridicat al apei nefacturate, și faptul că nu s-a implementat o strategie unitară la nivelul companiei, care să asigure coerența acțiunilor manageriale și coordonarea acestora pe toate activitățile și palierele decizionale,
Și aici mă refer la faptul că de-a lungul anilor, de-a lungul ultimilor ani, totuși acest proces de fuziune dintre fostele companii a județului și a municipiului practic nu s-a finalizat. Acest lucru este reflectat și de actualul contract colectiv de muncă, unde tratamentul angajaților este diferit în județ față de cei care lucrează în municipiu. În aceste zile nu decât am preluat compania, am încercat să parcurg câteva din etapele redresării. Consider că în acest moment suntem în faza de stabilizare și foarte aproape de a trece în cea de reparație și ulterior de creștere. Principalele aspecte ale când vorbim despre redresare, trebuie să vorbim despre implicarea tuturor părților care participă la bună funcționarea și companiei. Și am evidențiat acolo pe tot cei care sunt implicați în funcționarea acestor. Este extrem de important ca toți acești actori să acționeze constructiv pentru redresarea companiei. Câteva din obiectivele mele strategice le-am împărțit pe patru mari categorii, conform instrumentului de management Value Scorecard, în plan financiar, în planul clienților, în planul proceselor interne de lucru și în planul instruirii și dezvoltării personale. Foarte pe scurt, am dorit să vă împărtășesc câțiva din indicatorii de performanță pentru perioada mandatului meu. Conform ordonanței 109, indicatorii de... sunt mai mult, sunt trei categorii de indicatori de performanță. Indicatori operațional financiar, indicatori nefinanciari și indicatori ce țin de guvernanța corporativă. Aici aveți cei financiari. Pentru anul 2017 sper să mă apropii de îndeplinirea tuturor. Am o ușoară rezervă la indicatorul legat de venituri totale. Aici am detaliat într-o diagramă Gantt tot indicatorul de performanță ce țin de latura nefinanciară, ceea ce conform programele pe care le propun. În primul rând, doresc să întorc fața companiei către client și către comunitate. Și asta înseamnă o transparentizare locală a activității noastre. Mă apropii de încheiere spunând că dacă o echipă dorește să-și atingă obiectivele, aceasta trebuie să știe cu exactitate unde se află. Este ceea ce v-am împărtășit și dumneavoastră astăzi. În încheiere, aș vrea să vă mărturisesc că aș putea da o caracterizare foarte pe scurt situația actuală a companiei. Este una dificilă, însă nu dezastruoasă. Există șanse importante și mari, aș putea spune, de redresare. Dacă vom urma planul pe care toate descurpii l-am arătat, nu am putut să vă opresc să prea mult timp, cu siguranță avem șanse bune de redresare. Iar ajutorul dumneavoastră ca acționari este prețios și personal îl apreciez extrem de mult. Cu condiția să convenim nu doar că apa este vitală pentru om și pentru economie,
dar și că nu este împinsă pe conducte de ideologii politice, ci de legile fizicii, ale mecanicii și de profesionalismul angajaților companiei. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați dat. Da, mulțumesc, domnul Bejan. Când aveți scapă la conducerea companiei la începutul acestui an, ianuarie-februarie, și am cerut o analiză atentă a companiei și în momentul în care s-o prezintă și n-am dorit să trecem în celălalt an până nu să ne facă o informare ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, pentru că noi în momentul acesta pregătim și accelerăm această pregătire a master planului pe tot ce înseamnă investiții în rețeaua de apă și canalizare printr-o abordare integrată, așa cum a menționat și domnul manager, și în baza master planului să aprobăm lista de investiții prioritare. Am vrea ca acest lucru, dacă e posibil, să facem, așa ne-am propus, ca și foaie de parcurs, până la sfârșitul acestui an, cel târziu, ianuarie, ca la în primul trimestru să putem depune aplicația pentru a obține finanțarea pe extinderea de noi rețele de apă și canalizare în județul Bacău, conform necesităților și a evaluării făcute în teren cu fiecare unitate administrativ-teritorială. Și în funcție de capacitatea și posibilitățile de a cofinanța atât compania, atât județul, cât și celelalte UAT-uri acolo unde sunt investiții importante. Dacă sunt intervenții pe marginea acestei informări, care nu am avut-o nimeni la MAPA, am cerut să o pregătească și următoarea și ședința de astăzi să o prezinte, vă rog. Avem doar un remit să ne facem informații ca să putem să putem. Da. Domnul consilier, doamna la secretariatul tehnic, doamna Crețu, vă rog să faceți acest demers să ajungă la fiecare informarea cu, sau prezentarea pe care a făcut manager. Domnul consilier Mihail, vă rog. O întrebare pentru domnul director. Ați făcut referire în prezentarea dumneavoastră de mai multe ori la un indicator media pe sector. Dacă vreți să ne explicați un pic la ce se referă. Sectorul apei trebuie să recunosc chiar spre surprinderea mea personală, are un exercițiu de benchmarking inițiat acum vreo 6-7 ani cu finanțarea Comisiei Europene și Apelului, la care și companii, operatorii de apă sunt furnizează date. Deci această medie practic este un extras din acest exercițiu de benchmarking, unde se el are deja o vechime de 5-6 ani, are o acuratețe destul de bună și sectorul apei este unul din puținele sectoare economice din România care deține astfel de informații. Este extrem de important să se compare, să aibă indicatori cu care să se compare, adică să comparăm până la urmă mere cu mere, nu lucruri diferite. Și toate, majoritatea informațiilor pe care le am oferit sunt extrase din acest exercițiu de benchmarking care este administrat de Asociația Română a Apei. Da, alte intervenții. Domnul Consilier Marcu și doamna Consilier Ivanov. Și
sigur că populația județului Bacău, cred că ultimul lucru pe care ar vrea să-l audă ar fi acela de mărire a tarifelor prețurilor la apă și la salubritate. Și cred că pârghia aceasta, de pârghia aceasta, domn director, se va folosi mai rar. Sau poate undeva în programul dânsului către partea de limbă. Ceea ce aș vrea să spun la domnul director Bejan, sigur că numirea dânsului la această companie va aduce și ceva nou. Ne avem în raport, în materialul prezentat, ne amintit ceva de reorientarea zonelor de fitness. Domnul director Bejan, câteva idei aș fi vrut să... cu câteva idei aș fi vrut să rămân astăzi. La ce v-ați gândit dumneavoastră când ați afirmat că Craiova, Bacău se reorientează și la alte zone de business? Aș vrea să vă spun că în prezent structura veniturilor este, după cum urmează, cam 60-60 și puțin la sută dintre venituri provin de la municipiul Bacău și restul provin din județ. La... Când m-am referit la, hai să-i spunem, noi idei, noi programe, personal, pun accentul pe transparență și transparența va fi un lucru definitoriu al mandatului meu. Transparență față de clienți, în primul rând, transparență față de consumatori în general, transparență față de acționari, transparență față de adic, față de autorități. Plecând de la constatările pe care vi le-am prezentat, bineînțeles că prin planul meu de management mi-am definit așa anumita dedicație, cum am făcut eu cu comparația plastică. Sunt mai multe măsuri pe care intenționez să le iau și mă voi concentra foarte mult pe apă, pe sectorul apei și pe producția de apă, pe inițiativele pe care le voi lua. Să vă dau câteva exemple. De curând am inițiat programul de schimbare a tuturor contoarelor companiei din județ. Sunt contoare extrem de vechi, de foarte mulți ani, nu unele chiar de 20 de ani. Ele nu mai înregistrează corect. Am folosit economiile la creditul verde, în foarte mare parte, pentru a achiziționa contoare noi, moderne, cu transmisie la distanță. Am inițiat un proces de digitalizare în interiorul companiei. Nu vă spun că undeva după 10 decembrie sau în jurul datei de 10 decembrie vor începe testele pentru implementarea unei aplicații unice în rândul companiilor de apă. O aplicație care va permite citirea consumurilor online, inclusiv cititorii nu vor mai umbla cu nu știu ce carnețele și registre după ei, vor umbla cu tabletă și vor transmite aceste consumuri online. Voi avea prilejul, ocazia cu această aplicație să fac un management mai eficient al cititorilor și al cititorilor. Este o aplicație care se va dezvolta în câteva etape. Prima etapă este legată de primele teste legate de citiri și de transmiterea acestor online. O a doua etapă este legată de descărcarea facturilor online și de plata online a facturilor. O a treia etapă este legată de notificarea și informarea instantanee a consumatorilor. Este, dacă vreți, un proiect fundamental pentru mine, pentru că mi-aș dori ca și compania de apă să contribuie prin această aplicație la titulatura de Smart City atribuită orașului Bacău. Până la urmă, a
aș putea găsi un logo Smart Company, Smart City. Nu știu dacă trebuie să mai detaliez și alte programe, dar cred că le-a spus pe cele mai importante vedere. Dar pentru a putea citi online contoarele și a trece la această procedură mai rapidă și mai transparentă, important este ca cei care au solicitat, și mă refer aici la OAT-uri, membri, adică, care au solicitat externe și s-au făcut investiții serioase, și aș vrea domnul manager să ne prezentați cu asemenea listă, în care nu s-au branșat. Adică sunt 20 sau 30% din solicitările respective s-au făcut investițiile și trebuie urgentate aceste branșări, pentru că altfel este ineficientă investiția și aici avem, pe de o parte compania, pe de altă parte OAT-urile care au solicitat să îndeplinim acest indicator de a asigura branșările necesare. Da, doamna consilier Ivanov. Domnule director, acum în vedere că sunteți la început de mandat, totuși mă urmând probabil că nu v-au permis să luați multe măsuri la CRA, o societate care, de altfel, în opinia mea, este o societate problemă la nivelul județului. Și am să pierdez puțin din programul prezentat de dumneavoastră sau din informații, v-ați referit la început la pierderile de apă ca urmare a forturilor de pe rețele. Aș vrea să vă spun că nu neapărat forturile aduc aceste pierderi, cât calitatea rețelelor care sunt vechi, care dacă le cunoașteți, nu insist. Da, am înțeles. Da, la Buchine, dar nu la pierdere. Deci, refer la pierdere. Este un fenomen care este real, există și nu are sens să nu ne spun. A prezentat domnul manager, și a prezentat situația. Fără mă contraziceți. Haideți să revedem acum. O să vedeți că la capitolul pierdere se referă doar la furtul. Eu știu că la alte capitole a fost făcută referire și la calitatea rețelelor, dar vorbim de pierderi, deci nu s-a vorbit despre calitatea rețelelor de apă, numai despre furturi. Ați mai vorbit și aici am să vă rog un răspuns, pentru că nu cunosc noțiunea, la apa care nu aduce venituri. Având în vedere că noi, beneficiarii serviciilor dumneavoastră, plătim apa potabilă, plătim apa uzată, adică apa canalizarea, și mai plătim niște sume foarte frumoase pentru apa de ploaie. Bun, dacă aceste toate elemente pe care le plătește un beneficiar a serviciilor dumneavoastră acoperă aceste cheltuieli și vorbim de un profit la tractor, este minunat și, așa cum a spus și domnul Marcu, înseamnă că în viitorul apropiat nu veți înveni cu aprobări de majorări de tarife la aceste servicii. De asemenea, ați vorbit despre costurile de forța de muncă, despre și v-ați referit la unele strategii care privesc restructurare și reorganizare. Dacă ați putea să dezvoltați aceste nu neapărat noțiuni, pentru că știm ce înseamnă costurile cu forța de muncă, dar mai corect la ce se referă, la ce vă referiți atunci când vorbiți despre restructurare și reorganizare a forței de muncă, care reprezintă o mare parte din cheltuielile incluse în prețul
serviciilor pe care le prestați. Da, știu și eu, așa cum a spus și domnul președinte, există un master plan la nivelul județului Bacău. A fost o parte din investiții au fost aplicate, se aplică, înțeleg, în continuare și se va amplifica master planul, ceea ce este de dorit, pentru că în acest caz nu vor mai fi pierderi, nu vor mai fi costuri mari ale acestor servicii. Vă mulțumesc și dacă aveți amabilitatea să răspundeți la ceea ce am întrebat și pentru că am vorbit la început de cele 9 luni care au trecut, așa cum a spus dumneavoastră, de la începutul mandatului, eu aș vrea să vă urmăresc mult succes încă o dată, pentru că este un segment important în activitatea prezidentului nostru și noi ca beneficiari, fiecare dintre noi este un beneficiar, mai mic sau mai mare, se ridicește de aceste probleme ale gravului. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, doamna consilier. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, astfel lăsăm pe domnul proces. Promeze răspunsuri. Da, într-adevăr, ați prezentat acolo situația dumneavoastră. Am închis aici și doamna Ivanov și va fi interesant de văzut care sunt intențiile în urma analizei și ați prezentat aici că 60% sau peste 60% din costurile companiei sunt cu personalul și cam cele mai mari din toată regiunea din Nord-Est, adică celelalte companii din regiunea Nord-Est. Ar trebui să se regăsească aceste costuri într-o calitate atât a lucrărilor și a calității apei și toate celelalte riscuri pe care dumneavoastră le-ați prezentat aici ar fi trebuit să fie mult diminuate. Și de ce încă nu funcționează ca o singură companie, ținând cont că fuziunea s-a făcut în 2010 între APASER și vechiul RAGC. Da, dacă mai sunt și alte intervenții. Aș vrea o idee să-i răspundă doamnei consilier. Restructurarea, reorganizarea companiei este obligatorie. Deci este în curs de contractare, sunt în curs de contractare serviciile unui audit pentru resursa umană. Care se va desfășura în următorul an, un an jumate, deci rezultatele restructurării le vom vedea într-un termen relativ, se spune, mediu. Sunt câteva rezultate acum, dar timide, aș putea spune. În ultimii 8 ani, compania, în acte a fuzionat cele două foste companii, dar în viața de zi cu zi, în operațiunile de zi cu zi, compania a funcționat pe două paliere, județ și municipiu. Cu reguli diferite, chiar, cu procese de lucru diferite. Inclusiv contractul colectiv de muncă tratează diferit angajații din județ comparativ cu cei de la municipiu. Acestea sunt doar câteva idei. A implementa o politică unitară toată compania, e clar că îmi va lua ceva timp, am nevoie de asistență de specialitate în acest scop. Nu mă ascund, probabil că în acest moment ponderea costului cu forța de muncă total cheltuielile de exploatare din acest punct de vedere compania este, dacă nu pe primul loc, în primii 3 din România. Și este clar că prioritatea mea internă în companie se va axa pe acest proces de restructurare și de organizare. Asta ca să vă spun la partea de resurse umane, la partea de noi servicii și de programe, m-am venit
Da, mulțumesc. Cel următorul punct are legătură, cum vă spuneam, de această informare, pentru că se propune o modificare a hotărârii Consiliului Județean din 2014 privind aprobarea cofinanțării proiectului Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Bacău în perioada 2014-2020. Este vorba de prevederile ghidului solicitantului axa prioritară 1A, sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă uzată aferent în următoarea perioadă de programare financiară. Secțiunea A, bugetul proiectului, care precizează că pentru toate proiectele finanțate din axa prioritară 1A se asigură finanțare integrală a cheltuielilor eligibile astfel. 81,48% Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 17,52% buget de stat și 1% bugetul local. Urmare acestor precizări, prin hotărârea Consiliului Județean din 2014 s-a aprobat cofinanțarea proiectului, deschid ghilimele, Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Bacău, perioada 2014-2020. Compania Regională de Apă a transmis prin adresele din octombrie 2017 două adrese, contractul de finanțare semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurile Europene și SECE CRAB-ESA. Obiectul acestui contract de finanțare reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Management POIM pentru implementarea proiectului titulat Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare. Ca atare, se solicită din partea companiei schimbarea titlului proiectului din Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pentru programul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată Județul Bacău, perioada 2014-2020, în sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bacău, perioada 2014-2020. Celelalte elemente ale hotărârii rămân neschimbate. Deci este o ședință în ghidul solicitat. Asta este modificarea care vă propunem astăzi și pe care vă o să supunem spre adoptare. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt ridic. Următorul punct al ordinii de zi se referă la stabilirea tarifei pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schine Mira din Slănii Moldova în sezonul 2017-2018. Am să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Silviu Scripăț pentru a prezenta expunerea de motive. Dumneavoastră... Pardon. Silviu Scripăț. Știam de ce sunteți. Silviu Scripăț. Dumneavoastră ați primit fiecare de la serviciu, ați primit câte o hartă și un calendar al acțiunilor celor de la serviciu. Vă rog, domnul vice. Mulțumesc. Să bună, bună ziua. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaun pe pârtia de schi Nemira de Slănii Moldova în sezonul 2017-2018. Prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 107 din 28.06.2013 a fost aprobată organigrama, status de funcții și regulamentul de organizare și funcționarea Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonare a activității de salvament Bacău. În conformitate cu prevederea articolului 6 din regulament, finanțarea se asigură din transferul de la bugetul propriu al Consiliului Județean Bacău, venituri proprii, accesare programului proiecte, finanțare și alte surse potrivit legii. Pentru realizarea veniturilor proprii, prin adresa numărul 1064 din 25.09.2017, înregistrat la Consiliul Județean Bacău, Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului,
a transmis propunerea privind tarifele pentru accesul și pentru accesul cu telescaun pe curtea de schină Nemira din Sârnic Moldova în sezonul 2017-2018. Fundamentarea tarifelor s-a făcut având în vedere consumul de energie electrică, de carburant, salariile personal de întreținere și exploatare, consumul de apă pentru tunurile de zăpadă, valoarea în cartelul de acces la instalații de scaun, cartelul de carton și magnetice, contravaloarea prestării serviciului de colectare de deșeuri, cheltuieli pe echipamente, dotări pentru salariați conform legislației, cheltuieli pentru dotarea pârtii, taxa anuală și așa mai departe. Față de sezonul de 2016-2017 au fost propuse următoarele modificări. Abonamentele de o zi și de două zile au fost transformate în puncte valabile 15 zile de la data emiterii cartelei pentru a nu se crea disfuncționalități în cazul apariției unor situații neprevăzute cauzate de întreruperea tensiunii pe o perioadă mai lungă de timp sau apariția unor fenomene meteo ce pot duce la închiderea temporară a pârghii. De asemenea, nu s-a mai propus emiterea de abonamente pentru tot sezonul, deoarece în sezonul 2016-2017 nu au fost solicitări. Tarifele vor fi, potrivit legii, încasate, administrate, utilizate și contabilizate de către Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvământ Bacău. Aici să știți că s-a ținut cont și de legea 52/2003 privind transparența decizională. A fost publicată și în ziua deșteptarea și pe site-ul Consiliului Județean. S-au așteptat propuneri, din câte știu, nu au fost alte propuneri. Termenul de depunere a propunerilor, sugestiilor și opiniilor a fost 16/10/2017. Având aceste propuneri în față, dacă nu sunt alte obiecții, propun și supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaun pe curtea Nemira Schi la Sârnic Moldova în sezonul 2017-2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Pentru următorul punct al ordinii de zi, am să rog pe doamna director Mitrea să director la Direcția Bugetului. Finanțe. Vă rog, doamna director.
Da, mulțumesc, domnul director. Dacă sunt intervenții la acest punct al ordinii de zi, dacă nu vă supăți pe aprobat, cine este pe? Mulțumesc, împotrivă, abține. Următorul punct al ordinii de zi, sau următoarele trei puncte al ordinii de zi, am să-i dau cuvântul doamnei director Sava, încă pentru a prezenta expunerea din urmă. Vă rog, doamna director Sava. Mulțumesc, domnul președinte. Primul proiect este vorba despre modificarea statului de curs, în care este desfășurat în cursul de examen la Călăuna, în aprilie acestui an. S-au organizat examenul de aprobare profesional a funcționarilor publici, precum și a persoanelor contractuale, în care este desfășurat la cursul de examen la Călăuna. Potrivirea datelor finale ale examenului, cei 10 candidați înscriși, 10 funcționari publici și 2 candidați personal contractual, au fost declarați admiși, având dreptul de a promova datul profesional în mediatul de rog celui de examen. Propunerea de modificare a statului de funcție s-au făcut cu încadrarea cheltuielilor personal aprobată prin hotărârea Consiliului de 73/2017 și având în vedere că pentru aparatul desfășurat de organigrama statului de funcție se aprobă prin hotărârea Consiliului de Stat la propunerea președintelui, considerăm necesară și oportună inițierea acestui proiect. Da. Mulțumesc dacă sunt intervenții la acest lucru, dacă nu vă supun spre aprobare, ce este pentru abținere împotrivă, nu sunt. Vă rog, următorul punct, doamna director. Proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție a unei instituții publice aflate sub ordinea Consiliului Județean. Este vorba de unele instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean, și anume Complexul Muzeal de Științe din Natură Bocea, care a făcut modificarea organigramei și a statului de funcție prin desfințarea două posturi vacante, de conservator grad 1A și conservator 1A și înființarea două posturi în cadrul subunității respectiv un post de muzeu cartelor și gestionatul tot de treaba urma. O altă modificare vizează mutarea unui post de conservator în privatul serviciului științific în cadrul biroului de informatizare, fără a afecta încadrarea salarială a persoanei care ocupă această funcție. O altă instituție, Biblioteca Județeană de Stat din Cluj Bacău, a solicitat modificarea statului de funcție prin desfințarea unui post vacant de analist programator gradul 1 la biroul de la biroul relații cu publicul și informatizare și înființarea în cadrul același compartiment a unui post de referent de specialitate slash referent cadrul 1. Revista de Cultură Ateneu a solicitat modificarea statului de funcție prin transformarea unor posturi, respectiv secretarul de relație, din un post cu normă treagă în postul jumătate de normă și un post de publicist comentator, un post cu jumătate de normă cu post cu normă treagă, precum și transformarea prin gradul personal a unui post de publicist comentator, în vederea promovării personalului în gradul profesional imediat superior celui de zi. Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău a propus modificarea statului de funcție prin transformarea de o post în vederea promovării personalului în gradul profesional imediat pe următorul celui de zi, peste un mai un conservator și un geograf, de gradul 1, în transformare în gradul 1, în urma promovării examenelor susținute. Menționăm că propunerea de modificare a statului de funcție și a organigramei s-au făcut în cadrul încheierii de personal aprobate de 2017. Considerăm astfel necesar inițierea acestui proiect. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun spre aprobare, ce este? Împotriva abținerii, nu sunt. Următorul punct. Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean și direcția reprezentată de evidența persoanelor cadru. Conform statutului funcționarilor publici, planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual de către președintele Consiliului Județean prin aparatul de specialitate pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală. Se întocmește centralizat pe fiecare operator de credite și pe fiecare instituție din subordinea acestuia sau finanțată prin bugetul său. Și se aprobă prin hotărârea Consiliului Județean. Având în vedere că Agenția Națională a Funcționarilor Publice a avizat favorabil proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice pentru atât pentru aparatul propus și pentru direcția de evidență a persoanelor, considerăm în oportun inițierea acestui proiect. Da, mulțumesc. Intervenții? Dacă nu, vă supun spre aprobare. Ce este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la constituirea unui grep de uz asupra unui teren de 150,50 metri pătrați și a unui grep de servitute de trecere subterană asupra terenului în aceeași suprafață, din zona drumului județean DJ 241C, localitatea Mânosu, comuna Lipova,
aflat în domeniul public al Secției Bacău și în administrarea Secției Publice Județean de Drumuri Bacău, favoarea Secției Delgaz Grid S.A. Delgaz Grid S.A. a solicitat constituirea unor drepturi care să-i permită ocuparea unui teren în suprafață de 150,50 metri pe toată durata existenței capacității energetice pentru realizarea unor lucrări în vederea asigurării condițiilor de alimentare cu energie electrică a școlii gimnaziale Mihai Eminescu din satul Mărosu, comuna Lipova, județul Bacău. Serviciul Public Județean de Drumuri apreciază ca fiind oportună constituirea drepturilor aferente, referite anterior, așa cum se precizează și în raportul de specialitate transmis către și înregistrat la Consiliul Județean Bacău. Față de cele prezentate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz asupra terenului suprafața menționată mai sus, adică 150,50 metri pătrați și a unui drept de servitute de trecere subterană asupra terenului în aceeași suprafață, din zona drumului județean 241C, localitatea Mărosu, comuna Lipova, aflată în domeniul public al Secției Bacău și în administrarea SPJ de Bacău, în favoarea Secției Delgaz Grid S.A. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă, abținere, sunt. Următor, o abținere, da? Cu acțiune. Cât timp, domnul președinte, va mai fi de gazul și legea 123 de articolele, cât timp vor mai fi mai egal decât alții? Este o societate comercială care funcționează conform legii 31, are profit, are și beneficiază la formă în România de toate drepturile posibile și imposibile. Adică, probabil, nu este de competența noastră, știu asta, dar va veni ziua în care vă fi și ei tratați ca oricare societate comercială care își plătește toate obligațiile către statul român. Doamna ok. Până la modificarea legii, sigur, deocamdată ne supunem, e reglementat prin lege aceste lucruri, ne supunem voi aici. Așa, sigur, așa este, mulțumesc. Dar deocamdată, noi trebuie să respectăm legea și conform au acest drept să solicite și noi să... Următorul punct al ordinii de zi se referă la un drum județean finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. E vorba de lege 123 numită județ Harghita, Valea Uzului, Dărmănești, în vederea încheierii contractului de finanțare multianual prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infra din cadrul Ministerului ne comunică faptul că în raport de prevederea articolului 8 din Ordinul de Ministru pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgență 29 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală republicat cu modificări și comentarii pot fi solicitate de la bugetul de stat doar cheltuielile care nu au fost decontate anterior încheierii contractului de finanțare prin PNDL. SPJD-ul, Serviciul Public Județean de Drumuri, ne aduce la cunoștință că din valoarea totală a investiției de 15.995.513 lei, cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală sunt de 305.700 lei și propune adoptarea unei hotărâri în acest sens. Facem precizarea că prin articolul 1 din hotărârea 48 din 2017, Consiliul Județean a aprobat asigurarea de la bugetul județului asumei de 237.867 lei. În acest, conform prevederilor contractului, aveam obligația de a plăti serviciile prestate în termen, acestea însumând valoarea de 67.833 de lei. Față de cele mai sus prezentate, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din hotărârea noastră dată anterior, privind aprobarea asigurării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului
cu denumirea reabilitare și modernizare de 123 din interpreți Hachita, Valea Uzbiu, Dăr Mănești. Dacă sunt intervenții, dacă nu, domnul consilier Caoteș. Câteva secunde vreau. Nu trebuie să uităm că acolo, la capătul drumului, la granița cu Hachita, avem o tablă școlară de prestigiu cândva a județului Bacău. Poate ne... Nu mai este? Eu știu, cândva... Nu. Știu că cei de la Hachita vreau neapărat să o ia. Sunt niște clădiri istorice acolo și e păcat. Ar fi păcat să nu avem în atenție. Da, domnul consilier, așa este. Asta facem acum, nu? Prin aprobarea asta și prin investițiile în infrastructura rutieră, în zona respectivă care traversează Munții Nemirei și echivalea râului Uz, tocmai asta cred că va aduce un plus valoare pentru că este o zonă cu mare potențial turistic. Și valoare istorică, dacă vreți, prin monumentale și prin documente de care există. Deci asta facem. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva abțineri, nu sunt. La următorul punct al ordinii de zi, modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al județului. Este vorba de drumul județean 241A, atestat la poziția numărul 219. Deci, în urma verificării documentației de către reprezentanții Ministerului Dezvoltării, se solicită și verificarea suprafeței totală menționată în proiectul de hotărâre a Guvernului pentru acest drum. Și s-a constatat, prin însumarea suprafeței din documentația aferentă proiectului, rezultă o suprafață de 1.231.564, diferită de cea înscrisă în proiectul de hotărâre de guvern, care este de 1.233.946 de metri pătrați. Pentru care a rezultat necesitatea aprobării prin hotărâre de Consiliul Județean a modificărilor care a apărut la această poziție. Din inventarul domeniului public al județului Bacău și trebuie să emitem hotărâre în acest sens. Așadar, la poziția 219, coloana 3, va avea următorul cuprins. Lungime, drum și toate celelalte date tehnice. Având în vedere cele prezentate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre ca să facem această modificare la inventarul bunurilor aparținând domeniului public. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține împotrivă măsurii. Acum ajungem la următorul punct care se referă la aprobarea indicatorului tehnico-economice aferenți lucrărilor de așa apare de denumirea desfințare construcției ce unul laborator situat în curtea observatorului astronomic Victor Anestin din strada Ion Ghelulescenica numărul 8 10, municipiul Bacău, aflat în administrarea Complexului Muzeal de Științe Naturii Ion Borcea. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic, faza DALI pentru acest obiectiv, cu o valoare investiției din 49.137.000 lei, din care lucrări de construcție montaj 22.412.000 lei. Suprafața desfășurată și construită este de 53 metri pătrați. Durata estimată a realizării lucrărilor de demolare, practic, nu? Este de maxim o lună. Pe pentru care vă supun aprobării acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține, sunt. Și acum, următorul punct se referă la scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea a acestui imobil. Nu? De suprafață de 53 de metri pătrați, situat în curtea observatorului astronomic. Așadar, în vederea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea unui imobil deoarece având număr cadastral 62.040, situat în curtea observatorului din strada
Ion Ghelu de Stemnica, municipiul Bacău, aflat în administrarea Complexului Muzeal de Științe Naturale, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Trecere din domeniul public al județului în domeniul privat al acestei. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, sunt. Următoarele două puncte al ordinii de zi se dau cuvântul domnului vicepreședinte, domnul Gheorghiță Marius Gabriel. Vă rog. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, dragi invitați. Proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Bacău numărul 187 din 17 decembrie 2012 a fost aprobat programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Bacău, valabil pe perioada 1 mai 2013, 30 iunie 2019, cu modificările și completările ulterioare. Operatorul de transport SC Public Transcom SRL Moinești, operator și asigură serviciul de transport persoane între municipiul Moinești și satele aferente comunei Zemeș prin adresele înregistrate sub numărul 15203-15206 din 14.09.2017 la Consiliul Județean Bacău, solicită modificarea programului de transport în perioada vacanțelor școlare prin scoaterea cursei de la ora 14.30 din caietul de sarcini al traseului numărul 136 foale Tolătău, respectiv reducerea la 12 curse din caietul de sarcini pe traseul numărul 112 Moinești, Zemeș, Foale. Modificările și modificarea solicitată se încadrează prevederilor articolului 17 punctul C din ordinul numărul 353 din 2007. Având în vedere cele mai sus menționate și consultarea comisiilor de specialitate, supun spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre. Domnule președinte, vă rog. Da, mulțumesc, domnul vice. Dacă sunt intervenții la acest punct, dacă vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc, împotriva abținerii sunt. Domnul vice, vă rog, următorul punct. Da, vă mulțumesc mult. În vedere obținerii licenței de traseu, solicitantul depune la Consiliul Județean dosarul cu toate documentele prevăzute de lege. Proiectul de hotărâre se referă la licența de traseu pentru SECOM Cibotrans SRL în vederea efectuării transportului de persoane public județean de persoane prin curse regulate speciale. Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul, dar nu mai mult de 3 ani după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare stabilit de Consiliul Județean. Având în vedere cele mai sus menționate și consultarea comisiilor de specialitate, domnule președinte, vă rog să supuneți la vot acești acestea. Mulțumesc, dragi colegi, vă supun spre aprobare. Ce este pentru? Mulțumesc, împotriva, abținere, nu sunt. Următorul punct, ar să rog pe domnul consilier Cumulescu, în calitatea Ministerului și de președinte al ACOP, să prezinte informarea privind eficiența serviciului. Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri județeni, în primul rând precizez că materialul care a fost distribuit de dumneavoastră a fost discutat și este asumat de către ANIPA. Din analiza noastră a rezultat că și în această perioadă eforturile suturilor de poliție și ale forțelor de sprijin au avut ca țintă, în principal, îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță aprobate de Consiliul Județean și prevăzut în planul strategic de acțiune pe anul 2017. Pentru că materialul a fost distribuit, îți doresc să prezint doar câteva concluzii rezultate din analiza noastră. În primul rând, subliniez faptul că în această perioadă s-a reușit un echilibru între acțiunile de prevenție și acțiunile de investigare și sancționare a infracțiunilor care s-au produs în această perioadă. Astfel, pentru exemplificare, din partea de prevenție în această perioadă s-au desfășurat peste 800 de acțiuni tematice, s-au desfășurat acțiuni de consiliere a peste 14.000 de persoane și peste 1.200 de acțiuni de apanare a unor stări conflictuale.
în oglindă pe zona de investigare și sancționare, s-au desfășurat peste 9600 de acțiuni de investigare a efectelor infracțiuni, soldate cu sancționarea efectivă a peste 13.000 de fapte dovedite. O a doua concluzie este că în această perioadă au fost necesare eforturi mari pentru combaterea infracțiunilor în domeniul silviculturii și pisciculturii, astfel s-au întocmit, datorită unor fapte produse pe acest segment, 240 de dosare penale și s-au aplicat 520 de amenzi la o valoare totală de aproximativ 700.000 de lei. O a treia concluzie este că în această perioadă s-au desfășurat un număr mare de acțiuni pentru combaterea braconajului, soldate cu 54 de permise armă anulate și 146 de arme confiscate plus muniția aferentă. Și în ultimul rând, și în această perioadă au fost necesare în continuare multe acțiuni pentru reducerea riscului rutier și creșterea siguranței în trafic. Și este pozitiv faptul că s-a reușit în această perioadă față de aceeași perioadă anului 2016 cu o reducere a acestor infracțiuni cu 10%. Pe ansamblu putem afirma că criminalitatea în această perioadă s-a diminuat, astfel infracțiunile pe total s-au restrâns cu 11,4%, ceea ce înseamnă și un plus pe linia ordinii și siguranței publice. De asemenea, apreciez că în această perioadă s-a colaborat instituțional bine între structurile de poliție, de jandarmi, ISUS și poliția locală. În încheiere vreau să informez Consiliul Județean că în această perioadă autoritatea teritorială de ordine publică a fost activă, a inițiat și a desfășurat multe acțiuni care au influențat pozitiv climatul și siguranța publică în județ. Vreau să dau numai două exemple. Astfel am desfășurat o analiză în cadrul atopului cu o participare largă în ceea ce privește situația existentă în județ și măsurile care se impun pentru sprijinirea persoanelor aflate în situații de risc și dificultate. La această activitate au participat reprezentanți de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, de la Direcția de Asigurare Socială a Municipiului Bacău, de la Serviciul Public de Asistență Socială, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, Spitalul Județean Bacău, Casa de Pensii, AGOFM, autorități locale, ONG, fundate de sprijin comunitar și detalii. În final am reușit să convenim și am încheiat un protocol de colaborare cu măsuri convenite din partea fiecărui participant care vizează implicarea și colaborarea pe acest segment. Acesta este protocolul de colaborare. Și a doua activitate importantă pe care doresc să o semnalez, luna trecută am desfășurat analiză în cadrul atopului, la care au participat număr mare de instituții și am analizat situația existentă în județ și măsurile care trebuie să întreprinse pentru a se restrânge infracțiunile rutiere și a se preveni accidentele de circulație. Au participat la această activitate reprezentanții serviciilor de circulație de la Poliția Județeană și Municipală Bacău, de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Secția Drumuri Naturale Bacău, de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Bacău, RARU, Serviciul Public Județean de Drumuri, autorități locale și, mai mică măsură, operatori de transport. A fost, din punctul nostru de vedere, o activitate utilă. De asemenea, în final am convenit și am întocmit un plan comun de acțiune cu măsuri asumate de către fiecare instituție în linia implicării și a colaborării pe acest segment. Vă așteptăm pe și în continuare avem asemenea activități de mare interes public și de impact pozitiv în ceea ce privește siguranța publică. La activitatea de astăzi participă domnul
șef al Inspectoratului Județean de Poliție, domnul Chestor Vasile Oprișan, cu care am colaborat și în redactarea materialului de informare și a raportului pe care le-am prezentat. Dacă sunt probleme care pentru că sunt necesare să fie detaliate, vă stă la dispoziție. Mulțumesc, domnul consilier Mulescu. Nu am înțeles la început material care a zis că înainte de a prezenta în fața dumneavoastră a fost asumat de Adi. Da, am discutat în ședință. Nu a fost. Da, nu a fost. Da, nu a fost. Ok. A rămas pe apă. Wow. În regulă. Dacă sunt intervenții, vă rog. Domnul consilier Marcu, vă rog. Materialul a fost prezentat complet, domnul consilier Mulescu este orientat pe linia topului. Ceea ce aș vrea să remarc în perioada aceasta, a timpului fibros, județul Bacău este aliniat celorlalte județe din țară, nu facem abstracții. Contravențiile pe linia furtului de materiale NOS este în această perioadă în topul amenziilor în județul Bacău. Problema este de altă natură. Și noi trebuie, ca și consiliere județene, să ne gândim la asigurarea combustibilului pentru iarna populației. S-a constatat că deficitarea au fost și cei la Rom Silva. Materialul venenos nu a fost asigurat în totalitate pentru nevoile populației. Aspect care a determinat, și asta trebuie să înțeleagă, să înțelegi și dumneavoastră, a determinat aceste sustrageri de material venenos. Dar creșterea contravenților a fost semnificativă. Pe partea cealaltă, de văzut cum o, cum o reglementăm, pentru că și la nivel național, din ce am înțeles, sunt promisiuni că, eu știu, exporturile vor fi limitate și materialul combustibil pentru iarna populației va fi asigurat. Păcat că va fi asigurat pe primăvara anului 2018. Să sperăm că pentru anul viitor nu vom repeta aceste neajunsuri. Nu vreți alte probleme, nu am de semnalat. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul consilier. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, trecem la următor. La divers. Domnul Costeanu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, în primul rând, colegilor care au răspuns invitația, au avut bunăvoință și timp. Le-au răspuns invitații lansată la ședința precedentă de a participa la gala laureaților topului filmelor. Și aici vreau să-i renumăr doamnele Machiș, Dima, Hățescu, doamna Ivanov, doamna Stoica și dintre colegii domnului Cerescu. Domnul Cucerescu, da? Au avut prilejul de a, pe lângă faptul că au vizionat un program artistic deținut, susținut de filarmonică, au avut prilejul să ia contact cu performerii economiei băcăoane și să afle din problemele lor. Și aici cred că, încă o dată, să menționez faptul că bugetele noastre ale comunităților se datorează mulți acestor antreprenori. Trebuie să avem o preocupare permanentă pentru a crea condiții de a se dezvolta și de a obține performanță în activitatea economică. Sper ca pe viitor să fie tot mai mulți colegi interesați de ceea ce se întâmplă în economia băcăoană. Pe de altă parte, domnule președinte, după cum și stimați colegi, după cum știți, am insistat și am reușit, și pentru asta mulțumesc colegilor, să introducem în strategia de dezvoltare a județului reabilitarea, modernizarea drumului DN11 Brașov-Onești-Bacău. Aș vrea ca la ședința viitoare să ne prezentați o viziune asupra realizării acestui deziderat. Pentru că, iată, se fac bugetele naționale, ale Ministerului Transporturilor, al Ministerului Dezvoltării, cum reușim să introducem acest proiect, pentru că, așa, tot făcând naveta între Onești și Bacău, ascult radio calității, și am aflat că deja s-a ținut licitația și urmează să se realizeze drumul Alexandria Craiova. O
modernizare. Aceeași situație ca la noi. Cum reușim să facem și noi? De aceea vă rog ședința viitoare să prezentați o viziune, un plan de acțiune pentru această rezolvare a acestei probleme care ar îmbunătăți și viața băcăoarelor și activitatea economică. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul Olteanu. Așa, după cum știți și ați participat și noastră la atâtea dezbateri, în strategia dezvoltării durabilă a județului, există un portofoliu de proiecte cu investiții majore în următoarea perioadă de timp, atât în infrastructura aeroportuară, cât și în infrastructura rutieră. Și este prins acest segment de acest tronson de drum național. Am avut discuții la începutul acestui an, în primăvara acestui an, când a fost prezent aici de două ori ministrul transporturilor la Onești, unde am discutat situația podului de acolo, am discutat și situația drumului ce leagă Bacăul de Brașov, cel puțin pe zona în care traversează județul Bacău. Da, discuții și acum pentru a prioritiza și a prinde bugetul pe anul 2018. O să venim în momentul în care se va concretiza și este prins în buget să putem discuta acest lucru și cât s-a putut. Da, domnul consilier, deci știm și ați participat la toate discuțiile, ați readus-o în atenție, în momentul în care se concretizează, o să discutăm și o să aducem spre informarea tuturor cetățenilor județului Bacău, nu numai tronsonul de drum național între Bacău și Onești spre Brașov, ci și celelalte, nu am uitat de ele, e vorba de Comănești spre Ghimeș, e vorba de continuarea drumului național 2F, de la Traian spre Bacău, că a mai rămas o porțiune și trebuie finalizată, și alte porțiuni de drumuri care nu țin în mod direct de județul, de Consiliul Județean, ci de direcțiile și companiile din subordinea Ministerului Transportului. Mulțumesc! Mai avem trei puncte la ordinea de zi la diverse și să le epuizăm și pe acestea. E vorba de proiectul nostru care avem sistem integrat de management al deșeurilor din județul Bacău. E vorba de eroare materială aici, în momentul în care și-aș vrea să vă informez pe această cale, pentru că domnul Cezar Olteanu, domnul consilier, și mă bucur că a fost o reprezentare la această gală din partea Consiliului Județean cu măsură, în același timp, la aceeași oră, aici, în sala Consiliului Județean, a fost o întâlnire de lucru la nivel de viceprim-ministru, doamna ministru Gabrielescu, ministrul mediului, și apoi împreună cu secretar de stat de la Ministerul de Interne, secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării, conducerea Comisariatului Național Garda de Mediu, împreună cu toată conducerea ANRSC-ului, președinte, vicepreședinte, director general, în care cei doi primari dărmănești, moinești, din care am discutat efectiv găsirea de soluții și de a ieși din această situație de alertă, deocamdată într-un OAT, e vorba de Moinești, și de a grija noastră a Consiliului Județean, și vreau să vă aduc aici în atenție că în momentul acesta Consiliul Județean, și repet, nu este pasibil de nicio corecție financiară. De când am preluat președinția ADIS Bacău, am căutat să pun accent pe accelerarea și de a avea și cel de-al doilea operator, cel pe instalații și colectare, pe instalații și pe depozitare. Iată că acum comisia și-a încheiat asta. Nu am vrut să mai facem plânge prealabil așa cum ar fi permis, având două hotărâri de curs de apel. Avem operatorul, dorește să opereze cât mai repede și sunt în paralel cu semnarea contractului și perfectarea
forme la contractul de, de operare, de delegarea gestiunii pe operare, instalații și, și depozitare, s-a trecut și la, în paralel, de a face o evaluare a tuturor stațiilor de transfer, a echipamentelor, pentru a constata situația lor, uzura lor și cele trei entități, și mă refer aici la municipiul Bacău, Consiliul Județean și municipiul Moinești, care trebuie să predea aceste echipamente către noul operator. Sunt, într-adevăr, niște cheltuieli suplimentare, cheltuieli pe care le-am suportat și până acum Consiliul Județean datorită blocării în instanță a acestei licitații, în sensul că lunar am plătit cheltuielile contravaloarea pazei și protecției acestor obiective și uzura care s-a produs în cei 2-3 ani de zile și va trebui niște mici investiții pe care trebuie să le facem, pentru că ele trebuie să le dăm în stare de funcțiune și să le predăm în stare de funcțiune. Deci, iată că ușor-ușor facem funcțional. Sunt probleme în ceea ce privește derularea contractului de colectare și transport și în sensul acesta a fost aici prezentă doamna viceprim-ministru. A fost o discuție de 5-6 ore. Sunt câteva chestiuni legate de AM post-mediu. Deci le-am trimis la autoritatea de management referitoare la scăderea numărului de populație, referitoare la cantitatea de deșeuri față de ceea care era în documentația de atribuire în momentul semnării contractului și situația actuală, în care avem nevoie de actualizarea contractului de finanțare, de aprobarea și actualizarea contractului de finanțare pentru a putea renegocia contractul de delegare pe colectare și transport. De ce? Pentru a nu fi pasibil de corecții financiare. Corecții financiare care pot duce până la 36 de milioane de euro în totalitate, la care se mai adaugă și anumite penalități care sunt de ordinul 10-lor de milioane. Deci asta este grija noastră, să sperăm că depășim acest moment, dacă ar înțelege cei care au semnat într-adevăr contractul că trebuie să-l respectăm până când se va genera o nouă soluție. Despre asta e o scurtă paranteză, este legat de acest proiect destul de important și de aceea a trebuit să fost nevoit să fac aceste precizări, pentru că sunt de ultimă oră. Până la ora 18 am stat aici la Consiliul Județean pentru a găsi și a debloca această situație. Am venit acum cu această rectificare de eroare materială, în sensul că anumite anexe din hotărârea Consiliului Județean din 2016, datele de identificare de la acele autovehicule nu corespundeau cu cele din cartea de identitate. Și am venit în fața noastră pentru a face aceste modificări. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru modificarea? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri, nu sunt. Următorul punct de la diverse, e vorba de un proiect de o finanțare de aproape 7 sau peste 6 milioane de lei, 1 milion și ceva de euro în zona învățământului special. Săptămâna trecută, așa după cum știți și ați fost prezenți, s-a semnat contractul de finanțare pe reparația capitală a Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 1, de aproape 1 milion de euro. Iar astăzi este vorba de un proiect pentru a, în care este inclusă și imobilul cantină, 200 de locuri, de a fi modernizată și Consiliul Județean are în domeniul public și o trecem din administrarea Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale Maria Mătăsării Bacău, care a lucrat la proiect și l-a înaintat către finanțare și este posibil să obținem finanțare și pe cale de consecință modificarea și actualizarea anexelor la contractele respective de la hotărârea de Consiliul Județean. Acesta este motivul pentru care am venit și a intrat la divers.
vă supun spre aprobare trecerea din administrarea Centrului de Educație Inclusivă la Școala Gimnazială Specială Maria Montessori Pacu. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Sun. Împotrivă. Împotrivă? Împotrivă. Sunteți în Consiliul de... Da, ne ținem punctul de vedere. Ok. Da, acolo. Da, vă rog să menționați un vot împotrivă, da? Și cel de-al treilea la diverse... Vă rog să faceți liniște. Dacă aveți ceva, scrieți-vă la cuvânt, doamnă. Cel de-al treilea punct la diverse, vorba de cesiunea contractului de lucrări încheiată între Serviciul Public Județean de Drumuri și Asocierea SC Phoenix Transbac SRL și SC Eco Mare SRL în favoarea județului Bacău. Am primit ieri la ora 15 sau 15.30 răspunsul de la ANAP. Aveam nevoie de acest răspuns, altfel nu puteam intra astăzi în ședință. Agenția Națională pentru Achiziții Publice ne-a dat răspunsul față de cele având în vedere că preluarea contractului de către Consiliul Județean Bacău de la Serviciul Public Județean de Drum nu presupune decât schimbarea autorității contractante, considerăm că această modificare nu poate fi considerată ca substanțială, întrucât nu are ca efect extinderea, limitarea activității inițiale, să respingă limitarea perioadei contract. Și ca urmare a acestei extinderi, modificarea prețului și ca urmare a acestei extinderi, modificarea prețului contractului. Pe cale din consecință, apreciem că preluarea de către Consiliul Județean Bacău a contractului în discuție nu excedează prevederile legislației în materie achiziții publice, cu atât mai mult cu cât obiectul contractului de lucrări în speță rămâne neschimbat, cu respectarea elementelor și condițiilor stabilite la încheierea acestuia. Având acest răspuns, am putut să intrăm astăzi în ședință cu expunerea de motive în care vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări încheiat între Serviciul Public Județean de Drumuri și asocierea celor două societăți în favoarea județului Bacău. E vorba de drumul județean 119 la Ciucani, în comuna Răcăciun. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Mai aveți... Dumneavoastră, haideți. Dintr-o regretare de scăpare, am uitat să menționez că a participat de la festivitatea de la, la Gala Traugăților, tocmai pe colega Tina Mana Cristian. Dacă e să respectăm același timp pe aceeași colegul nostru, aș vrea să nu trecem cu vederea faptul că, iată, duminică a mai fost o acțiune de o importanță majoră pentru noi toți românii, deschiderea centenarului Marii Uniri, care s-a care a avut loc aici în fața prefecturii județului, în fața Consiliului Județean și a prefecturii, în fața clădirii Palatului Administrativ și iată a deschis seria manifestărilor centenarul Marii Uniri și a proiectelor Marii Uniri. Dar aș vrea să completez că tot duminică a fost o acțiune deosebit de importantă și de bună calitate, tot în deschiderea manifestărilor dedicate Marii Uniri la Centrul de Cultură George Apostru, organizat împreună cu Biblioteca Județeană, unde au fost prezenți oameni de cultură din județul Bacău și au prezentat într-o manieră deosebită modul în care Bacăul a fost prezent în primul război mondial, contribuția, de fapt, a bătăoanilor la primul război mondial. Deci o acțiune deosebită, de asemenea, corul domnului Goza, care a completat această acțiune. Chiar în mod deosebit a fost organizată această activitate și am spus și cu alt prilej faptul că sunt în Comisia de Cultură. Ne-am bucurat să fim mai mulți prezenți și din alte comisii la acțiunile care se organizează. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Martie, și
Vă invit pe toți pe 30, la ora, pe 30 noiembrie, la ora 17, la Ateneul, în clădirea Ateneului, pentru a marca și a sărbători împreună ziua Marii Uniri de la 1 decembrie, printr-un, printr-un spectacol de excepție oferit de ansamblul pe care îl avem noi. Ora? A rămas ora 14 în final? Ora 14, colegul meu, ora 14, nu 17. Deci la ora 14, pe 30 de ziua Sfântului Andrei, pentru, printr-un spectacol de excepție oferit de ansamblul Busiocu, care este în Sfârna Consultăția. Vă mulțumesc și ne vedem pe 30 și pe 1 la acțiune. Doamna Ivanov. Doamna județeni și pe dumneavoastră în special de evenimentele care vor avea loc de Sfânta Barbara la Târgu Ocna și ne face plăcere să fiți alături de noi la aceste evenimente. Da, mulțumim! Mulțumim!